Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit etalarea zilnică pentru joi 10 iunie. Și acum hai să vedem pentru această zi de joi 10 iunie, o zi foarte specială, în care avem eclipsa inelară de soare din zodia Gemeni, eclipsă care o să fie foarte, foarte puțin vizibilă și din România, din anumite locații din România. Dacă vreți să știți exact din ce zone va fi vizibilă eclipsa și la ce ore, puteți să intrați pe pagina mea de Instagram sau pe pagina mea de Facebook, acolo am făcut o postare cu mai multe detalii referitoare la această eclipsă. Acum hai să vedem ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot pentru această zi. Pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Foarte interesant. În primul rând, pe partea de dragoste avem energia de împărăteasă. O arcană majoră foarte frumoasă care ne vorbește despre energia planetei Venus, despre armonie în cuplu, despre foarte multă atracție, foarte multă înțelegere și despre foarte multă fertilitate în cuplul vostru. O energie foarte bună atât pentru cei care sunteți deja în relații, cât și pentru cei singuri care sunteți în căutarea partenerului sau partenerei ideale. Hai să clarificăm această energie atât de frumoasă a împărătesei, cum puteți să beneficiați de ea la maxim sub energia acestei eclipse de soare. Avem 4 de săbi, asul de monede și 8-ul de săbi. Ok, în primul rând pentru cei care sunteți deja într-un cuplu, într-o relație stabilă. Văd aici o nevoie imperativă de a vă odihni, de a pune pauză pe ceva, fie pe un proiect început în cuplu, fie pe o dorință de a voastră foarte arzătoare de a schimba ceva în comportamentul sau în modul de gândire al partenerului sau partenerei voastre. Dacă vreți să vedeți această schimbare, trebuie aici să puneți puțină pauză pe cicălire, pe insistențele voastre și să lăsați ca cealaltă persoană să vă demonstreze că într-adevăr este capabilă de această schimbare, trebuie să lăsați cealaltă persoană să inițieze schimbarea, pentru că doar în acest fel, dacă dorința de schimbare vine intrinsec din cealaltă persoană, schimbările vor fi și de durată. Aici, dacă continuați să insistați cu cicălelile, cu cearta, cu insistențele voastre, lucrurile nu o să iasă bine, ba dimpotrivă, o să faceți cealaltă persoană mai mult să se încăpățâneze și să nu facă schimbarea pe care voi vă doriți. Dacă, în schimb, puneți puțin pauză pe aceste planuri mărețe ale voastre și lăsați cealaltă persoană să respire, lucrurile o să se îndrepte, o să se materializeze chiar mai frumos decât vă puteți aștepta, decât vă puteți imagina la acest moment dat. Pentru cei singuri care sunteți foarte disperați, foarte agitați să vă găsiți partenerul sau partenera ideală, iarăși aici ar trebui să luați o pauză de la toate aceste căutări, pentru că norocul aici vă caută pe voi. Nu vă căutați voi norocul cu lumânarea, lăsați cealaltă persoană să vă găsească. De asemenea, pentru cei care fie sunteți căsătoriți sau nu și încercați să aveți un copil și nu ați reușit de ceva timp, văd că aici cheia este odihna. Nu vă mai gândiți insistent la acest topic, relaxați-vă, planificați un concediu, planificați câteva zile de relaxare, câteva zile romantice împreună cu partenerul sau partenera voastră și o să vedeți că în momentul în care voi vă relaxați, și organismul vostru o să răspundă în consecință și sub această energie de împărăteasă, sub această energie foarte fertilă, aveți foarte mari șanse aici să obțineți ceea ce vă doriți. Mai departe, în privința sănătății avem o altă arcană majoră foarte frumoasă, este vorba de magicianul. Aici aveți ocazia, aveți toate uneltele la îndemâna voastră ca să obțineți ceea ce vă doriți pe partea de sănătate. Hai să clarificăm puțin.
această energie atât de frumoasă a magicianului. Aici văd clar că puterea este în mâinile voastre. Tot ce trebuie este să vă doriți, să aveți un plan bine definit și să acționați în această direcție, iar rezultatele se vor vedea foarte, foarte rapid. Avem pajul de monede, justiția și diavolul. Da, e foarte clar. Aici trebuie să fiți foarte, foarte atenți la alegerile pe care le faceți. Să găsiți o metodă sustenabilă, echilibrată, de a vă controla impulsurile în fața tentațiilor care vă dăunează sănătății. Aceasta este cheia pentru a obține starea de sănătate ideală. Dacă problema voastră este un viciu, că fumați sau beți sau aveți un stil de viață prea sedentar sau mâncați prea mult dulce, mâncați prea mult sărat, indiferent care este viciul vostru, care este acea tentație la care nu puteți să renunțați, aici, în momentul în care reușiți mental să vă aliniați și să vă definiți care este calea de mijloc, calea echilibrată în viața voastră, o să puteți să începeți să faceți pași mici, mărunți, în fiecare zi, pentru a vă obține țelurile în sănătate. Aici toată puterea este în mâinile voastre, în mintea voastră, în gândurile voastre și mai ales în alegerile voastre. Mai ales dacă sunteți în zodia Balanță, Capricorn, Gemeni sau Fecioară, aceasta va fi o zi ideală să vă impuneți niște țeluri de sănătate și să faceți ceva ca să atingeți aceste țeluri. Mai departe, în privința afacerilor, a banilor și a carierei, avem o altă arcană majoră foarte frumoasă, este vorba de Marea Preoteasă. Bineînțeles că în această zi de eclipsă trebuiau să iasă doar arcane majore pentru că este o zi foarte importantă, o zi foarte încărcată din punct de vedere energetic. Marea Preoteasă, în privința finanțelor, ne vorbește despre nevoia de a face un pas în spate și de a vedea lucrurile în perspectivă. Aici aveți mare grijă să nu ratați pădurea din cauza copacilor. Nu trebuie nici să vă focusați prea mult pe detalii, dar nici să vă uitați la problemă prea de departe, prea din avion. Aici trebuie să găsiți calea de mijloc, nici prea prea, nici foarte foarte. Partea pozitivă este că Marea Preoteasă vă dă o intuiție foarte, foarte rafinată și astăzi puteți să detectați anumite lucruri care în mod normal v-ar fi ascunse privirii și simțurilor voastre. Hai să clarificăm această Mare Preoteasă, cum puteți să beneficiați la maxim de această energie atât de intuitivă pentru a vă îmbunătăți starea financiară. Hai să vedem. Avem Doiul de Săbii, Temperanța și Regina de Săbii. Cheia succesului în afaceri, în carieră, în investiții pentru voi în această zi și pentru că este zi de eclipsă și în următoarele 18 luni va fi să nu vă mai mințiți singuri, să nu vă mai amăgiți singuri, să nu vă lăsați blocați de niște gânduri învechite, de niște idei învechite care aici vă țin în spate. Să adoptați calea temperanței, să vă dați seama că atunci când o ofertă este prea bună, cu siguranță sunt acolo niște clauze ascunse, sunt niște lucruri care nu vă sunt prezentate explicit. Aici va trebui neapărat, fie că în următoarele 18 luni o să primiți o ofertă de job, o ofertă de a prelua atribuții noi, de a prelua proiecte noi, clienți noi, orice vine nou în viața voastră profesională aici, asigurați-vă că puneți toate întrebările, că înțelegeți pe de-a întregul situația și că studiați totul în detaliu de amănunte. Și nu în ultimul rând, cheia succesului este să fiți rece, analitic, calculat ca această Regină de Săbii. Da, într-adevăr, energia de Regină de Săbii nu este cea mai plăcută, dar în același timp este o energie foarte tăioasă, foarte echilibrată, care nu
acceptă injustiție, care nu acceptă nedreptate. Și bineînțeles, ascultați-vă intuiția. Totul aici se bazează pe intuiție. Voi simțiți când ceva nu e ok. Aveți așa un al șaselea simț, dar se pare că de multe ori vă înnăbușiți acest al șaselea simț, îl ignorați și de acolo vin foarte multe probleme. Dacă în schimb învățați să vă ascultați intuiția și să verificați orice vi se spune, să nu credeți pe nimeni până când nu vedeți voi evidențele, o să puteți să vă faceți o strategie pentru succes profesional. Bun, și acum, pentru că avem o zi de eclipsă, v-am pregătit o surpriză pentru finalul acestei etalări. O să scoatem niște cărți dintr-un set oracol foarte frumos, acest oracol al abundenței divine pentru fiecare zodie în parte, să vedem ce răsplată vă poate aduce această eclipsă de soare în gemeni în următoarele 6 până la 18 luni. Hai să vedem, în primul rând, pentru nativii din Berbec. Pentru voi, această eclipsă de soare vine cu nevoia de a fi mai deschiși la provocări noi, la idei noi, la lucrurile acelea ascunse, la surprizele acelea foarte plăcute pe care Universul acum le coace, le pregătește pentru voi. Încercați în următoarele 6 până la 18 luni să incorporați în ritualul vostru zilnic de rugăciuni, de meditații, de orice practică religioasă sau spirituală pe care o faceți zi de zi, o rugăciune, o frază simplă prin care să cereți divinității, Universului, lui Dumnezeu, să vă aducă surprize plăcute în fiecare zi. Aceste surprize poate să fie de la lucruri mărunte, cum ar fi o floare, o bancnotă găsită pe jos, un telefon de la o persoană dragă cu care n-ați vorbit de mult, până la lucruri mai majore, dar începeți cu lucruri mici și pe urmă cumva cascadați aceste surprize plăcute pe care vi le face Universul în lucruri tot mai mari, mai mari, mai mari. Pentru nativii din Taur, va trebui să învățați să fiți mai creativi, să gândiți la o scară mai largă și să nu vă mai limitați imaginația în funcție de nevoile și de dorințele ego-ului vostru. Pentru că aici Universul vă rezervă niște lucruri absolut fabuloase, foarte mari, foarte frumoase, dar în primul rând va trebui să faceți acest declic în a vă schimba modul de gândire, în a vă elibera de ego-ul vostru, și atunci când o să înțelegeți că planul divin pentru voi este mai frumos decât orice vă puteți voi imagina, practic o să ridicați și ultima barieră în realizarea acestor cadouri pe care divinitatea le pregătește pentru voi. Pentru nativii din Gemeni, această eclipsă va ridica orice limită, orice barieră din viața voastră. Aici divinitatea are un plan foarte bine pus la punct pentru voi și în următoarele 6 până la 18 luni o să vă folosească ca niște unelte pentru a îndeplini acest plan divin. Ar fi recomandat ca în următoarea perioadă să încercați să faceți acte de caritate, de voluntariat, să vă conectați oarecum cu această parte benefică și expansivă a Universului, pentru că aici nu aveți nici o limită. Pentru nativii din zodia Rac, folosiți-vă de ziua eclipsei pentru a vă reconecta cu fluxul divin de informație, de iubire, de emoții, de sentimente și de gânduri. Ar fi indicat în această zi de 10 iunie să încercați să petreceți puțin timp în natură, dacă puteți, pe lângă o apă curgătoare sau pe lângă un lac, pe lângă o mare, un ocean, indiferent ce aveți la dispoziție, ar fi foarte indicat pentru voi, fiindcă fiind oricum o zodie de apă, în acest fel o să vă conectați mai ușor cu divinitatea. În momentul în care energia voastră se deblochează și vă conectați cu fluxul energetic universal,
o să puteți să atrageți în viața voastră orice vă doriți. Pentru nativii din zodia Leu, va trebui să cereți ajutorul divinității. Tot ce trebuie să faceți în următoarele 6 până la 18 luni este să încorporați în ritualul vostru zilnic de rugăciuni, de meditații, de orice practică spirituală aveți în fiecare zi, această mantră prin care afirmați divinității că sunteți pregătiți să acceptați ajutorul divin. Ajutor divin care poate să vină în viața voastră sub diverse forme, de la prieteni, de la familie, chiar și de la necunoscuți. Pentru nativii din Fecioară, este foarte important să vă conectați cu natura, cu pământul, cu mama natură. Dacă aveți animale de companie, petreceți timp alături de acestea, pentru că o să vă ajute să vă echilibrați energetic. Și cel mai important lucru care puteți să-l faceți pentru evoluția voastră spirituală în următoarele 6 până la 18 luni este pur și simplu să vă trăiți viața voastră de zi cu zi într-un mod frumos, demn, curajos și cu o gândire optimistă. Pentru nativii din Balanță, se cere un sacrificiu de la voi. Renunțați la iluzii, la obsesii, la vicii, la tipare toxice și negative. Faceți acest sacrificiu în slujba divinității, în slujba universului și de fiecare dată când simțiți această lipsă a lucrului sau a persoanei la care ați renunțat, amintiți-vă că toată această lipsă, toată această nevoie pe care o simțiți acum când faceți acest sacrificiu pentru univers, o să vi se întoarcă înzecit sub formă de răsplată. Pentru nativii din Scorpion, trebuie să demonstrați curaj. Fiți foarte atenți la semnele pe care universul vi le trimite, fie că aceste semne vin către voi sub formă de deja vu, de vise, de premoniții, de cifre care se repetă, cuvinte care se repetă, mesaje care se repetă în viața voastră. Toate acestea sunt metodele prin care universul, prin care divinitatea comunică cu voi și vă arată direcția pe care trebuie să o luați. E important să aveți curaj atunci când va trebui să faceți acești pași în necunoscut, pentru că divinitatea este acolo, vă susține chiar dacă nu vedeți unde trebuie să puneți următorul pas. Aici universul știe mai bine decât voi și vă susține. Pentru nativii din Săgetător, trebuie să vă eliberați de dubii, de temeri, de așteptările societății și familiei, de la felul în care trebuie să vă trăiți viața. Voi oricum aveți oarecum acest mesaj intrinsec în interiorul vostru, în esența zodiei voastre. Și acum a venit momentul să demonstrați că înțelegeți această lecție, că înțelegeți această nevoie a sufletului vostru de a alerga liberi, de a cutreiera cu gândul, cu pasul, toate conceptele filozofice și toate minunile arhitecturale și naturale ale acestei planete. Eliberați-vă de limitări și încercați să planificați o excursie în următoarele 6 până la 18 luni. Pentru nativii din Capricorn, această eclipsă declanșează o nevoie de parteneriat, de a fi alături de cineva și de a vă dedica tot timpul și toată atenția persoanei de lângă voi. Da, aici este vorba de un sacrificiu de timp, este vorba de un sacrificiu de atenție, de energie pe care trebuie să-l faceți, dar și răsplata pe care o să o primiți va fi una foarte frumoasă, va fi o relație foarte solidă, fie că e vorba de prietenie sau de o relație care poate să ducă mai departe către o căsătorie, către întemeierea unei familii. Pentru nativii din Vărsător, trebuie să permiteți universului să aducă în viața voastră toate acele lucruri excentrice și interesante pe care vi le doriți. Și cum faceți asta? Spunând da provocărilor pe care viața vi le pune în față. Atunci când prietenii o să vă cheme în oraș, spuneți da.
atunci când la serviciu vi se oferă un proiect nou, niște activități noi pe care nu le-ați mai făcut până acum, spuneți da. Atunci când familia cere ceva de la voi, spuneți da, pentru că nu știți unde o să vă ducă toate aceste drumuri. Ce porți o să deschidă această energie pe care acum o eliberați în univers. Și nu în cele din urmă, pentru nativii din Pești, lecția acestei eclipse este legată de conceptul de karma. Această eclipsă o să vă dea șansa în următoarele 6 până la 18 luni să vă eliberați de niște bagaje karmice cu care veniți din vieți trecute, din generații trecute, pe linie de familie, pe linie spirituală. Va trebui aici să depuneți mult efort, dar în același timp, în momentul în care o să vă eliberați de aceste fire energetice toxice, o să puteți să evoluați la următorul nivel în existența voastră. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, sper că v-a plăcut această etalare specială cu ocazia eclipsei din Zodia Gemeni. Ne vedem și mâine cu etalările zilnice normale. Pa, pa!